Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Geneza, capitolul 6. Aș vrea să citesc de la versetul 8 la versetul 22, pagina în Biblie, pagina 6 și pagina 7, pentru cei care doriți să urmăriți pagina Scripturii. Pentru cei care nu aveți Scripturile, să le aduceți cu dumneavoastră de data viitoare. Puteți să urmăriți acum mesajul scriptic pe acele monitoare pe care îl vor posta frații. Geneza, capitolul 6, versetul 8 la 22. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei vii din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră. Sus, lată de un cot, ușa să o pui în lateralul corăbiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu ia-ți din toate bucatele care să mănâncă și fă-ți merinde din ele, ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a făcut Noe. A făcut tot ce îi poruncise Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, înainte să încep mesajul propriu-zis, permiteți-mi să vă aduc salutări de la cea de-a 54-a convenție a Bisericilor Române din Statele Unite și Canada, care a avut loc la Florida de data aceasta. Frații slujitori de acolo cu care m-am întâlnit au transmis și Bisericii Muntele Sionului multe, multe salutări. De asemenea, sâmbătă, ieri am participat la conferința slujitorilor din Comunitatea Regională a Maramureșului și Sădmarului, conferință care a avut loc la Satul Mare și de acolo frații au transmis salutări. Aș vrea acum, în cele ce urmează, să abordez o temă pe care mi-am intitulat-o Noe, un om ascultător de Dumnezeu. Aș vrea să, meditând la acest mesaj și în zilele trecute și chiar și astă noapte, mi-am pus întrebarea, câți dintre noi mai suntem ascultători de Dumnezeu? Mi-ar place să cred că toți avem cel puțin această dorință în noi să fim ascultători de Dumnezeu. Dumnezeu nu apreciază oamenii care simpatizează cu Dumnezeu. Nu apreciază oamenii care au foarte multe cunoștințe teologice chiar despre Dumnezeu, ci Dumnezeu apreciază practicanții, cei care practică cuvântul lui Dumnezeu. Mă întreb oare astăzi, în biserica aceasta, nu ce spun eu, nu ce spun alții, oare ce spune Dumnezeu de fiecare dintre noi? Suntem noi oameni ascultători față de Dumnezeu? Ascultarea este o reverență sfântă pe care noi trebuie să o acordăm lui Dumnezeu, începând de la ținută, continuând cu gesturi, continuând cu vorbe, continuând apoi cu fapte. Contează foarte mult ascultarea de Dumnezeu, chiar și în aceste momente, dacă în mod audibil îl asculți pe Dumnezeu sau nu, ca să-l poți traduce în practică pe Dumnezeu. Dacă vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care este exemplu suprem pentru noi, Pavel scrie în Filipeni, capitolul 2, versetul 8, că Domnul Iisus Hristos, deși era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a primit titlul de Fiul al omului, în sensul că s-a supus
planului lui Dumnezeu de salvare a omului. Scrie Biblia că la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător. Și nu orice ascultare, ci o ascultare sacrificială până la moarte. Și încă nu orice moarte, pentru că nu-i tot una leu să mor sau câine înlănțuit. Adică să mori în mod natural sau să mori răstignit pe o cruce, cel puțin în Imperiul Roman și în perioada respectivă moartea pe cruce era destinată doar trădătorilor de țară, oamenilor de josă speță. Cei mai periculoși oameni erau puși la moartea pe crucificare, prin crucificare. Și aici Biblia spune că nu orice moarte, nu o moarte naturală, nu o moarte accidentală, ci și-a însușit cea mai josnică moarte, cea mai rușinoasă moarte, de care numai cei mai nedemni oameni din lumea aceasta erau puși să fie executați, și anume moarte de cruce. Dar în toată această ecuație, spune Biblia, că el a fost ascultător. Ascultător față de cine? Ascultător față de planul lui Dumnezeu, ascultător față de Dumnezeu. În această zi vreau să te întreb dacă tu ești un om ascultător de Dumnezeu. Pentru că până la urmă eu nu m-am convertit la o religie, eu m-am convertit la Hristos. Și față de Hristos ai și tu și eu datoria să fim ascultători. Până la urmă nu trebuie să ascult neapărat de un cult religios, nu trebuie să ascult de o organizație religioasă. În primul rând, datoria mea este să ascult de Dumnezeu. Dacă nu ascult de Dumnezeu, e o problemă mare. În ascultarea asta, în viața asta noastră, suntem testați încă de mici să ascultăm. Când suntem acasă, suntem puși să ascultăm de părinți. Când creștem mai mari, trebuie să ascultăm de instituțiile statului. Ajungem să ne căsătorim și avem fiecare o autoritate asupra noastră. Soția are ca autoritate soțul, soțul are ca autoritate pe Hristos și Hristos are ca autoritate pe Dumnezeu. Absolut toți suntem chemați să ascultăm. Problema omului este că a căzut în neascultare. Omul a devenit un rebel. Și atunci când îi impui omului anumite reguli, prima reacție a omului va fi rebeliunea. Dar de ce trebuie să fac ceea ce fac? Trăim într-o generație în Statele Unite, generația Y se numește generația Z. Y însemnând de ce? Pentru că la orice lucru pe care tu îl aduci, trebuie să ai un argument. Altfel nu se trece la acțiune. Și mă întreb câți mai suntem oameni care dorim să ascultăm de Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la omul acesta, la Noe. Un om care nu este un personaj legendar, nu este o povestire mitică, nu este luată una din miturile, știu eu, din antichitate, ci chiar miturile din antichitate se inspiră din această istorie a lui Noe. Și aș vrea să vedem puțin, uitându-ne la omul acesta, la Noe, ce înseamnă să fii un om ascultător de Dumnezeu, cel puțin din acest context. Cum să trag eu o învățătură, să extrag o învățătură pentru viața mea? E frumos să cunosc această istorie. E frumos chiar să fi văzut arca lui Noe. Știți, în Statele Unite, în statul Kentucky, o grupă de creștini s-au hotărât să reconstruiască în miniatură arca lui Noe. Și au reușit cu 100 de milioane de dolari să construiască arca lui Noe. Este ceva extraordinar. Dacă mergi acolo, poți să vezi această corabie a lui Noe. Sunt foarte mulți vizitatori care au mers și au rămas impresionați. Le-a luat o perioadă destul de bună de timp ca să o construiască și o grămadă de bani. Mă întreb bietul Noe, singur, nu cu o organizație, nu cu 100 de milioane de dolari, ci fără dolari, fără nimic, a trebuit să construiască această corabie. Istoria sau cei care sunt bibliciști își bat capul, oare cât o fi durat lui Noe să construiască corabia? O fi durat 120 de ani? O fi durat 100 de ani? Nu se știe cu exactitate și nici nu-mi bat capul, pentru că nu asta este important. Important este ce a făcut omul acesta ca să fie ascultător de Dumnezeu. Pentru ca să știu și eu, creștinul secolului 21, ce să fac ca să fiu ascultător de Dumnezeu. Că în final și la urma urmei, Iisus a spus, dovediți că mă iubiți, nu dacă învățați, nu dacă cântați, nu dacă predicați, nu dacă știți pe de rost poruncile, ci demonstrați dacă mă iubiți, dacă practicați ceea ce eu v-am învățat. Dovada iubirii față de Dumnezeu este ascultarea față de Dumnezeu. Aș vrea să subliniez patru lucruri care le-a făcut Noe
un om ascultător de Dumnezeu. Iată cum reacționează un om ascultător de Dumnezeu. Dacă reacționezi la cele patru provocări pe care o să ți le expun astăzi, tu ești pe calea cea bună, eu sunt pe calea cea bună, suntem oameni ascultători de Dumnezeu. Dar dacă nu suntem, cel puțin în aceste patru principii pe care o să le enunț aici, nu suntem pe această cale, atunci să-L rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze și să ne aducă pe calea ascultării de Dumnezeu. Iată primul lucru care vreau să-l subliniez. Un om ascultător de Dumnezeu, un om care ascultă de Dumnezeu, face ceea ce cere Dumnezeu împotriva logicii umane. Vedeți, noi ca și oameni am fost creați de Dumnezeu și cu rațiune. Avem rațiune și trebuie să o folosim. Nu televizorul trebuie să gândească pentru noi, nu un sistem politic trebuie să gândească pentru noi, ci noi fiecare în primul rând trebuie să gândim pentru noi. Și felul cum gândim determină viața noastră. Decizii bune înseamnă fericire în viață, decizii proaste înseamnă plânset și durere în viață. Funcție de ceea ce alegem, putem să alegem, nu putem să alegem consecințele. Dar iată ce îi spune Dumnezeu lui Noe. Gândiți-vă că în perioada respectivă nu venea ploaie din cer, ci Biblia spune că o rouă a cerului uda pământul. Așa a hotărât Dumnezeu prin acest proces de ieșire acestei rouă pe pământ să ude, să întrețină viața. Era un fel de efect de seră, era ceva deosebit. Așa se și explică că viața omului era mult mai longevivă pe pământ de cum este acum. Nu ploase niciodată până în ziua, până în vremea lui Noe pe pământ, ci o rouă ieșea și uda pământul. Și Dumnezeu îi spune lui Noe, fă-ți o corabie și n-am să mai recitesc dimensiunile corabiei pentru că le-am citit. Iată cum s-o faci, Dumnezeu îi dă și planul. Și după ce vei termina corabia, eu am să fac să ploaie din cer, să vină noian de ape pe pământ. Și Noe, în timpul construcției corabiei, haideți să zicem 120 de ani, să zicem această cifră, nu are importanță, 100-120 de ani. Dar în toată perioada asta, Noe a avut de suferit. Noe și-a asumat acest proiect al lui Dumnezeu, dar a-ți asuma acest proiect al lui Dumnezeu înseamnă suferință. Și a început să lucreze. Cei din vremea lui veneau și îl dojeneau, îl jigneau, ești nebun, ai luat-o razna. Ba, aveau și influența asupra copiilor lui, mă băieți, tata vostru are Alzheimer, lăsați-l în pace, cum adică să construiți o corabie că va veni apă din cer? Dar nu s-a întâmplat de când în lumea să vină apă din cer. Asta este o anomalie, este o prostie, împotriva logicii umane. Înțelegeți că logica umană încearcă și astăzi, la fel ca atunci, ca să te combată, ca să te distrugă în credință și să nu crezi ceea ce spune Biblia. De fapt, ce este credința? Credința este o depășire a logicii umane. Este să crezi dincolo de ceea ce spune rațiunea umană. Asta înseamnă credință. Și dacă nu poți să treci de această logică umană, tu niciodată n-ai să crezi. Cum ai să crezi că vor învia morții? Cum ai să crezi că va reveni Hristos? Pe așa ceva nu s-a întâmplat niciodată de când e lumea, de când sunt părinții noștri, niciodată nu s-a întâmplat să învie un mort. Să vedem noi că învie morți din morminte. Cum o să fie posibil lucrul acesta? În aceeași manieră logică, oamenii din vremea lui Noe își puneau problema, cum o să ploaie apă din cer? Cum o să vină noian de ape să înghită uscatul? Asta este absurd, asta nu se poate. Biblia îl descrie prin Iisus și spune că în vremea lui Noe oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, adică o lume a plăcerilor, o lume dezinteresată, o lume care seamănă cu lumea noastră de astăzi. Acum 30 de ani, dacă vedeai un accident pe drum, știți ce se întâmpla? Oamenii care călătoreau și erau în spatele sau în fața accidentului se opreau și săreau să-i ajute pe cei care sunt implicați în accident. Știți ce se întâmplă astăzi? Dacă se întâmplă un accident, majoritatea se opresc, își scot telefoanele și încep să filmeze. Nu contează că ăla e încarcerat, că ăla e sub fierele acelea și e rănit, ci cel mai mult contează senzația. O lume lipsită de simț, lipsită de bun simț, la fel ca pe vremea lui Noe. Logica, când credința depășește logica, se întâmplă minunea lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau câteva exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au vrut să fie ascultători de Dumnezeu chiar dacă n-au înțeles ce le cere Dumnezeu.
Dumnezeu n-a stat să explice cu lux de amănunte lui Noe tot ce se va întâmpla. I-a dat un mesaj clar, scurt și la subiect. Dacă tu îl crezi, Noe, vei face ceea ce ți-am spus. Dacă nu îl crezi și te bazezi pe rațiunea umană, atunci vei pieri împreună cu ceilalți în acel potop care cu siguranță va veni pe pământ. Exemple de oameni care l-au crezut pe Dumnezeu împotriva logicii. Gedeon, judecător 7 de la 1 la 8. Dumnezeu îi spune lui Gedeon că îl va bate pe Madian. Să adune pe tot poporul și îl salută cu acel mesaj: pace ție, viteazule. A crezut la un moment dat că este o luare peste picior, un fel de glumă. Cum adică eu, viteaz? Dacă eu de frica lui Madian îmi bat grâul în teasc, cum vii cu acest apelativ și îmi spui pace ție, viteazule? Atunci unde sunt făgăduințele Domnului? Și știți cu toții cum a recurs această întâmplare istorică, când în cele din urmă Gedeon, cu doar 300 de oameni, se duce împotriva mii de oameni să lupte. Asta nu poate fi rațional și logic. Cum să mă duc, Doamne, cu 300 de oameni când ei sunt mii împotrivă? Sunt câtă frunze și iarbă. Ce logică e asta să mă duc? Gedeon, dacă tu crezi, faci cum îți spun eu, te duci cu 300 de oameni. Gedeon a crezut, s-a dus cu 300 de oameni și a biruit. Pentru că atunci când credința depășește logica, Dumnezeu face minunea. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Doi Împărați, capitolul 4, de la 1 la 7, a venit o văduvă la profetul Elisei. Stăpâne, soțul meu care era proroc a murit și m-a lăsat cu o datorie colosală. Cel căruia soțul meu luase bani împrumut a venit acum să-mi ceară să-i dau bani înapoi. N-am de unde să-i dau. Nici nu știu ce a făcut soțul cu banii, n-am de unde să-i dau înapoi. A venit să-mi ia cei doi copii să-mi vândă și în final poate o să mă ia și pe mine roabă. Stăpâne, ajută-mă! Femeie, ce ai acasă? Păi ce să mai am, că săracă, am puțin un de lemn, foarte puțin într-un vas. Să mai fac și puțină făină, să mai fac o turtă pentru mine, pentru copiii mei, mânc, poate mor, nu mai am nimic altceva. Atâta mai am, puțin un de lemn. Femeie, du-te acasă. Dacă vei face împotriva logicii ceea ce îți spun eu, vei vedea minunea. Du-te și pe la vecin, cere vase multe și nu puține și adu-le în casă. După ce le aduci în casă, începe să torni ulei din uleiul acela puțin din vas care l-ai, întoarnă în vasele acelea. Și scrie Biblia că femeia asta a crezut împotriva logicii. S-a dus, a cerut vase multe de la vecini, le-a adus, le-au pus în casă și a început să toarne ulei în vas. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat minunea. Când treci dincolo de rațiune, de logică, când te bazezi pe ce spune Dumnezeu, dar să spună Dumnezeu, nu fantezia și prostia ta, ci să-ți vorbească Dumnezeu, se întâmplă minunea. Iată că ea a început să toarne ulei în vas și uleiul din acel ulcior puțin nu s-a terminat, până s-au umplut toate vasele. Și în final a întrebat: mai sunt vase, copii? Nu mai sunt, mamă, toate vasele sunt pline. S-a dus repede la profet, femeia extaziată, bucuroasă: stăpâne, toate vasele s-au umplut. E o minune a lui Dumnezeu, acum ce să fac? Femeie, du-te și vinde uleiul, fă-ți bani și plătește-ți datoria. Ce minunat este Dumnezeu! De asemenea, Doi Împărați, capitolul 3, Ioram, unul din căpetenile lui Israel, care s-a împrietenit cu Ieroboam, și a avut o mare influență a lui, deși Ioram avuse un tată sfânt, un om al lui Dumnezeu. Ce mult contează influența prietenilor asupra copiilor noștri, mai mult decât influența noastră ca părinți asupra lor. Și Ioram acesta, ascultându-l pe Ieroboam, prietenul lui, și acum întreabă Iosafat pe Ioram: există aici un om al lui Dumnezeu, am ajuns într-o criză, nu mai avem apă, ce facem? Moare poporul și ne bat dușmanii. S-au adresat lui Elisei, spunându-i: Ioram, este aici unul Elisei, dar ăla numai contraprorocește, numai probleme îmi dă. Ascultă, vreau să-l întrebăm pe omul lui Dumnezeu. Și se duce Iosafat și Ioram în fața lui Elisei. Elisei se uită la Ioram și zice: acum ai nevoie de Dumnezeu, da? Până acum n-ai avut nevoie de Dumnezeu. Pe toate înălțimile lui Israel ai numai Baal și Astartei și ai târât poporul la idolatrie. Și acum că ai ajuns în criză, cum ajung oamenii în situații critice, numai atunci au nevoie de Dumnezeul adevărat. Acum vii că ai nevoie de Dumnezeu. Ascultă,
Dacă n-ar fi Iosafat cu tine, pe tine nici nu te-aș băga în seamă. Dar spune Iosafat, care e problema? Iosafat avea o oarecare frică de Dumnezeu. Ascultă, împărate, ascultă, stăpâne, îi spune Iosafat. Uită în ce situație suntem. Iosafat, tu crezi pe Dumnezeul adevărat? Cred, Doamne. Pune soldații lui Israel să sape gropi. În valea unde sunteți, să sape groapă lângă groapă. Și o să vedeți minunea. Într-un loc uscat, să sape o groapă, e teribil. De câteva ori am săpat gropi în Arizona, unde e un loc arid, e un loc uscat. Știi, exact ca și când dai în beton. Îți trebuie cel puțin un picamăr care să spargă pământul, pentru că e foarte tare. Și s-au apucat soldații lui Israel să sape gropi. Poate se întrebau în timp ce săpau gropi, dar la ce rost are să săpăm gropile astea într-un pământ uscat? Și auzi ce îi spune Elisei. Ascultă, Iosafat, știi ce se va întâmpla? Dumnezeu va face să crească apă în gropi. Exact ca și cum ar fi un izvor și oriunde veți săpa, veți da de un izvor și va crește apă în acele gropi. Și așa s-a întâmplat. Pentru că atunci când credința are putere mai mult decât rațiunea, Dumnezeu își face minunea, slăvit să fie Dumnezeu. Exemplele din Biblie aș putea să le continui, dar vreau să spun, nu uita ce spune Biblia. Credința nu e o definiție. Credința nu e o chestiune logică. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dumnezeu nu se vede. Dacă tu crezi că există, această credință te va ajuta să fii un om ascultător de Dumnezeu. Un al doilea lucru care l-a făcut omului Dumnezeu Noe, când ascult de Dumnezeu, înseamnă că voi respecta legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Auziți versetul 18, dar cu tine, zice Dumnezeu, fac un legământ. Și legământul care îl fac este că tu și fiii tăi o să vă scăpați viața dacă ascultați de ceea ce vă spun. Dumnezeu a făcut în Vechiul Testament, găsim și în Noul Testament, aproximativ 8 legăminte. Primele 4 legăminte din Vechiul Testament sunt legămintele făcute de Dumnezeu cu poporul Israel. Altele 3, și din Vechiul și din Noul Testament, 2 din Vechiul Testament și 1 din Noul Testament, sunt legămintele făcute cu lumea întreagă de către Dumnezeu. Legămintele făcute cu poporul lui Israel sunt legământul avramic, de exemplu Genesa 12 sau Genesa 15. Apoi al doilea legământ este legământul palestinian, Deuteronom capitolul 30, de la 1 la 10, unde Dumnezeu le spune că le va da un pământ, o țară. Apoi este legământul mozaic, Deuteronom capitolul 11, unde Dumnezeu le dă cele 10 porunci și le spune cum să-l slujească. Apoi este legământul davidic, de 2 Samuel 7, 8 la 16. În legământul davidic, Dumnezeu spune lui David și îi promite, fac cu tine legământ, David, că niciodată nu va fi lipsit pe tronul lui Israel de un urmaș al tău. Și Dumnezeu își păstrează acest legământ. Știți prin cine? Iisus Hristos este pământește din speța genealogică a lui David. Este pe tron și astăzi și va fi întotdeauna, că ce a promis Dumnezeu se ține de cuvânt. Apoi sunt cele 3 legăminte făcute de Dumnezeu cu lumea întreagă. Și primul legământ este legământul adamic, care se împarte în două. Legământul edenic, făcut înainte de căderea în păcat, și apoi legământul adamic, făcut de Dumnezeu cu Adam după căderea în păcat, Genesa 3. Apoi este legământul noietic, sau acesta lui Noe, Genesa 6 cu 18. Dar cu tine fac un legământ să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta, nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Este legământul la început. Dar legământul la final, Dumnezeu spune, voi face când își arată acel curcubeu. Și acel curcubeu pe care l-au luat globaliștii ca să-l batjocorească în mod sarcastic, ca semn reprezentativ al lor. Dumnezeu a zis, iată acest legământ care îl fac cu tine, Noe. Niciodată nu voi mai nimici pământul prin ape. Dumnezeu își păstrează legământul. Și al treilea legământ este legământul cel nou. În seara cinei, când Iisus stă de vorbă cu ucenicii și când sărbătoresc cina în Luca 22 cu 20, tot astfel, după ce au mâncat, a luat un pahar și li l-a dat zicând,
Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Acest legământ se finalizează, la fel ca toate celelalte legăminte, cu un botez în apă. Amintiți-vă de legământul făcut cu iudeii. Dumnezeu l-a finalizat cu evreii trecându-i prin Marea Roșie. Trecerea asta prin Marea Roșie însemna un fel de botez în apă. Iar legământul nou se finalizează tot cu un botez. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Trecerea prin apă a poporului Israel și trecerea noastră prin apă, prin apa botezului, însemna și însemnează acest legământ pecetluit, făcut cu Dumnezeu. Iată că în acest legământ făcut cu Dumnezeu este o responsabilitate din partea mea, nu numai din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu își respectă clauzele din legământ, dar și eu am niște clauze față de Dumnezeu care trebuie să le respect. Ceea ce este sumbru în viața lui Noe, că după ce a trecut prin acest legământ, după ce a trecut noianul de ape și el a fost salvat, el a călcat într-un fel legământul cu Dumnezeu și a trebuit să plătească. Știți cum l-a călcat? Deși Biblia spune în 2 Petru 2:5 că Dumnezeu n-a cruțat lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii. Era un om neprihănit, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Deși spune în Evrei 11:7, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Dar totuși, în Genesa 9, ni se spune că el a încălcat acest legământ puțin. Știți de ce? Este trist când auzi de oamenii ai lui Dumnezeu și m-am uitat în Biblie, consumul băuturilor alcoolice. Consumul băuturilor alcoolice i-a făcut pe oamenii lui Dumnezeu să sfideze acest legământ, să uite de acest legământ și să procedeze, să treacă la anumite procedee care nu îl onorează pe Dumnezeu. Iată de exemplu în Genesa 9:18-28. Veți citi acolo că Noe, zice, după ce a trecut potopul, după ce a ieșit din corabie și a văzut din nou uscatul, a făcut el un altar, s-a închinat lui Dumnezeu, dar după această închinare înaintea lui Dumnezeu, Noe s-a îmbătat. Și după ce s-a îmbătat, când era turmentat, scrie Biblia că unul din fiii lui, având 3 fii, Ham, a venit și l-a văzut pe tatăl său că s-a dezbrăcat și era îmbiat, turmentat și era gol, era dezbrăcat. În loc să meargă să-l acopere, scrie Biblia că s-a dus să spună celor doi frați: l-am văzut pe tata dezbrăcat. Atunci Sem și Iafet se duc fără să se uite la tatăl lor și își acoperă tata, pentru că asta însemna să-l cinstești pe părinți, să nu-i vezi dezbrăcați, să nu-l vezi dezbrăcat pe tata sau pe mama. Era un respect adresat părinților și este și astăzi. S-au dus și l-au acoperit. Când s-a trezit Noe din beție, cei doi fii au spus: uite ce s-a întâmplat. Știți ce a făcut Noe? A ajuns să-și blesteme copilul. Să spună: blestemat este Ham. Să fie robul fraților lui, să fie așa, să fie așa. Ce poate fi mai trist decât un tată și o mamă să-și blesteme copiii? Asta din cauza păcatului, din cauza nelegiuirii. Beția e un păcat. Nu te juca cu alcoolul când ai legământul cu Dumnezeu, ca să nu cazi în călcarea acestui legământ. Iată un alt exemplu, un alt exemplu este Lot, Genesa 19, omul acesta care a ieșit împreună și a gustat neprihănirile lui Dumnezeu și a văzut puterile lui Dumnezeu și a avut harul să fie salvat de slava lui Dumnezeu prin cei doi îngeri. Dar după ce a scăpat, a ajuns într-o peșteră, scrie Biblia că cele două fete ale lui l-au îmbătat și după ce l-au îmbătat, a comis incestul. Păcatul să te culci cu fiica sau cu fiul sau cu nora sau cu soacra sau așa mai departe. Dumnezeu condamnă aceste inceste. Dumnezeu le condamnă vehement. Și Noe a păcătuit datorită beției și Lot a păcătuit datorită beției și atâția oameni care s-au ocupat cu lucrul acesta. Spun lucrul acesta pentru că sunt unii care întreabă: e păcat să bei alcool? Da, uite ce spune Biblia. Nu numai că e păcat să bei, este păcat și să te uiți la băutura alcoolică. Proverbe 23:31-32, nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahare. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic.
Efeseni 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Concluzia, omul care e plin de Duhul lui Dumnezeu, n-are ce să se amestece cu lucrurile lumii. Am făcut referință la băuturi alcoolice pentru că noi a căzut în păcatul acesta. A căzut și a călcat puțin din acest legământ. L-a avut de suferit Ham, a avut de suferit toată generația lui Ham, chiar dacă asta ar fi fost providențial, ar fi fost înscris în preștiința lui Dumnezeu, dar lucrurile acestea sunt grave. Un al treilea lucru, un om care ascultă de Dumnezeu este un om care are comuniune cu Dumnezeu. Vreau să te întreb în această dimineață, tu ești un creștin formal sau unul autentic? Diferența între un creștin formal și unul autentic este că creștinul formal este religios. El are un cod de set de coduri morale, nu bea, nu fumează, nu curvește, nu sparge casa nimănui, dar el este un creștin moral doar. Când îl întreb de relația lui cu Dumnezeu, habar n-are ce e aia. Despre ce e vorba? Dragii mei, creștinul care are comuniune cu Dumnezeu este creștinul care vorbește cu Dumnezeu. Creștinul care nu doar duminica în rugăciune stă de vorbă cu Dumnezeu, ci în fiecare zi din săptămână stă de vorbă cu Dumnezeu. Acesta este creștinul ideal pe care îl dorește Dumnezeu. Auziți, această sintagmă folosită aici, Noe umbla cu Dumnezeu, nu este la întâmplare. Asta vrea să scoată în relief Genesa 6 cu 9 cât de puternică era comuniunea dintre Noe și Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu, te întreb pe tu, cu cine umbli? Știi că proverbul românesc spune, spune-m cu cine te însoțești ca să spun cine ești? Dacă te însoțești cu Hristos, tu ești un creștin autentic, veritabil, adevărat. Dacă nu te însoțești cu Hristos, ești doar unul religios, atunci cu cine umbli? Iată ce spune în Psalmul 50, noi avem diferite companii pe care ni le putem alege, diferite grupuri în care putem umbla. Dumnezeu zice însă celui rău, Psalmul 50, 16 la 22, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci înapoi a ta cuvintele mele. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Zice Dumnezeu, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi, care uitați pe Dumnezeu, ca să nu cumva să vă sfâșii și să nu fie cine să vă scape, vorbește Dumnezeu. Iată dintre anturajele acestea, aceste anturaje care sunt perisabile, abjecte, aceste anturaje care sunt distrugătoare, tu le ai? Sau umbli cu Dumnezeu, sau umblăm cu Dumnezeu? Știe vecinul, știe vecina, știu vecinii că umblăm cu Dumnezeu? Sau umblăm cu alte lucruri? Aș vrea Dumnezeu să ne trezească. Dumnezeu vrea să aibă comuniune cu noi. Îmi amintesc de un moment din viața mea, n-am să lui niciodată. Am dat examen la Institutul Teologic de la București și la primul examen am căzut. N-am să lui niciodată, eram în apartamentul unde locuia fratele Tudoran, eram la el acasă. Și când am primit vestea că n-am reușit la ITP, normal ca orice tânăr care a căzut la un examen se supără. M-am supărat și eu și am zis, niciodată cred că nu mă mai duc să dau examen. Dacă n-am reușit acum, ce curaj să mai am să mai încerc o dată. Așa a fost primul instinct. Și stând așa supărat, am zis, Doamne, ai un cuvânt pentru mine acum. Am deschis Biblia și crede-mă că cel mai bun proroc al secolului 21 e cuvântul lui Dumnezeu. Nu există mai mare proroc ca Scriptura. Există și proroci mai rari, adevărați, și mai mulți falși. Dar prorocul adevărat este Scriptura. Am deschis Biblia și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru momentul acesta. Și auziți ce la fix mi-a vorbit Dumnezeu. Cuvintele tale, Iov capitolul 4, versetul 4 la versetul 6. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești tu atins, te tulburi, nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Când am citit aceste cuvinte, am fost atât de atins, pe loc am fost schimbat și am zis, Doamne, te rog să mă ierți pentru ceea ce am zis, voi încerca, Doamne, și la anul. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât la anul am reușit.
Dar Dumnezeu vrea să comunice cu tine. Dumnezeu vrea să comunice cu noi. Știți care e problema? Că prea puțin comunicăm cu Dumnezeu. Trăim ca pe vremea profetului Isaia în capitolul 53, în care spune Isaia, fiecare își vedea de drumul lui. Adică indiferență totală față de Dumnezeu. Mai ne gândim noi și la biserică. Așa se explică că duminică seara venim tot mai puțin la biserică. Pentru că se instaurează această indiferență față de comuniunea cu Dumnezeu. Dacă ți-ai dori comuniunea cu Dumnezeu așa de mult, cum îți dorești să mergi la mall sau în vacanță sau în locuri care îți plac, ți-ai dori cu orice preț să nu lipsești de la biserică, să vii la casa lui Dumnezeu, pentru că aici când vii, vii în primul rând, nu să comunici cu prietenii, nu să comunici unul cu altul, ci venim să comunicăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu lipsește de la întâlnirea cu El, dar de multe ori noi lipsim de la această întâlnire și atunci se frânge comuniunea cu Dumnezeu. Nu-L mai auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți, nu-ți mai vorbește Dumnezeu și intri în crize, așa numite crize spirituale, care mai târziu se transformă în crize psihologice și apoi în mai alte crize. Dumnezeu să ne păzească, să ne trezească și să ne reînodăm comuniunea cu El. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, să asculți de Dumnezeu, înseamnă să fim propovăduitori ai neprihănirii. Să spunem despre neprihănire și altora, dar mai întâi să o trăim noi. Neprihănire înseamnă să fii diferit de ceilalți oameni. Biserica astăzi și-a pierdut relevanța. Și-a pierdut relevanța pentru că unii din biserică au înțeles că a fi relevant înseamnă a semăna cu lumea, înseamnă a fi ca lumea. Facem slujbele în biserică asemănătoare cu discotecele și cu lucrurile din lume, ca cei din lume să vină mai ușor la biserică. Și prin asta chiar pierdem esența creștină. Biserica nu devine relevantă când seamănă mai tare cu lumea. Biserica devine relevantă dacă seamănă mai tare cu Iisus Hristos. Noe era foarte diferit de cei din vremea lui. Toți strigau împotriva lui Noe, nebun, omul ăsta a luat razna. Însă Noe, spune Biblia, era un propovăduitor al neprihănirii. Cu toate insultele, injurile și jignirile, cu aceeași dragoste și pasiune zilnică, Noe spunea, oameni buni, va veni potopul, eu construiesc corabia asta nu doar pentru mine și copiii mei, ci construiesc corabia asta pentru voi să vă salvați. Dar ei își băteau joc de Noe, însă a venit potopul. Să fim niște vestitori ai neprihănirii, pentru că după cum spune Petru, atât în 2 Petru 3, 10 la 12, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznete, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de marea căldură. Vă întreb astăzi, suntem noi propovăduitori ai neprihănirii? Le spunem și altora care pierd și care vor intra sub acest incident al judecății lui Dumnezeu, în această pierzare veșnică, să se întoarcă astăzi la Hristos, câtă vreme El salvează, pentru că mai mare decât corabia lui Noe este corabia salvării lui Hristos. Sunt atâția pierduți în lumea aceasta care au nevoie de salvare. Dumnezeu să ne ajute să fim niște vestitori ai neprihănirii, fiind neprihăniți și vorbind despre neprihănire și altora. Aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem Domnului, Doamne, ajută-mi să fiu un om ascultător de Tine. Nu ascultător de știri, nu ascultător de tot felul de vești, ci vreau să Te ascult pe Tine. Și pentru asta ajută-mă să cred împotriva logicii. Ajută-mă, Doamne, să-ți respect legământul. Ajută-mă, Te rog, să am comuniune cu Tine și ajută-mă să fiu un vestitor al neprihănirii. Haideți, ridicați înaintea lui Dumnezeu să facem această rugăciune. Apreciez dacă în timpul rugăciunii nu veți ieși, nu veți pleca, ci veți avea timp și veți da timp sufletului dumneavoastră ca să facă această rugăciune către Dumnezeu care e atât de importantă. Împreună, haideți să ne închinăm lui Dumnezeu.